Bursele JTI pentru jurnaliști și-au anunțat câștigătorii. Producătorul jurnalului de știri Național TV, Alexandra Spânu, se numără printre marii câștigători. Alexandra Spânu, Alexandra Spânu. Dragilor, felicitări încă o dată! Prima etapă a constat într-un stadiu intens de pregătire în care 21 de jurnaliști din România și Republica Moldova au aprofundat din zor și până în noapte tematici legate de Uniunea Europeană. Cadrul de reglementare, funcționarea instituțiilor, relaționarea între statele membre, precum și maniera în care este abordată problematica europeană de către media occidentală. Odată ce te-ai îmbolnăvit de jurnalism, nu te mai faci bine până mori. Problematica europeană este o problematică extraordinar de importantă pentru toată lumea, cu efecte imediate în casele noastre. Și dacă o înțelegem bine, atunci putem să înțelegem și ce ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă. Ceremonia de anunțare a câștigătorilor a avut loc la București, la sediul reprezentanței Comisiei Europene, în prezența șefei reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Filote. Potrivit organizatorilor, selecția câștigătorilor nu a fost una ușoară. Sunt foarte buni. E foarte greu să alegem. E extrem de greu să faci selecția. Am început să punem probe din ce în ce mai grele, tocmai ca să putem să facem cât de cât o separare. E greu și sunt din ce în ce mai buni și din ce în ce mai entuziaști și asta este un lucru minunat. Jurnaliștii au fost extrem de entuziasmați și au reușit să furnizeze energie pozitivă, inclusiv speakerilor. Am plecat de la acest curs ca speaker, dar m-am simțit ca și cursant. Am învățat foarte multe de la ei. Și modul în care ei au abordat problematica, modul în care au reușit să întrebe și au reușit să obțină răspunsuri a fost absolut fenomenal. Premianții vor beneficia de un stagiu de pregătire de o săptămână la Bruxelles, iar trei dintre aceștia vor beneficia și de un stagiu de pregătire profesională de 3 săptămâni în cadrul unei prestigioase organizații de presă europene. Am puține emoții, trebuie să recunosc, chiar nu mă așteptam să câștig. E prima de felul ăsta, n-am mai avut în viața mea o bursă de genul ăsta. Cred că va fi o experiență interesantă, pentru că spunea bine doamna Filote că Uniunea Europeană nu trebuie să mai fie politică externă, dar trebuie să începem să o aducem și să devină politică internă. Sunt foarte emoționată. Nu mă așteptam să mă număr printre cei aleși și sunt foarte emoționată și dornică să începem și să învățăm cât mai multe lucruri. Pentru mine toate cursurile de genul acesta sunt un mijloc de a-ți îmbunătăți munca de jurnalist. Eu sunt printre cei care cred că jurnalismul de calitate se mai poate face în România și există oameni tineri care își doresc să facă acest lucru, dar trebuie să aibă mijloacele necesare și întotdeauna când găsești o portiță de a mai învăța ceva, trebuie să intri cu încredere pe ea. Programul Bursele Europene JTI pentru jurnaliști a fost lansat în 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, ca o continuare a programului de stagii inițiat de National Forum Foundation în anii 90. Iar din 2010, programul este organizat de către Fundația Euromonitor pentru Excelență. De atunci, sute de jurnaliști și-au dezvoltat cunoștințele și au obținut o expertiză în problematica europeană prin practica profesională specializată, mai întâi în Statele Unite, iar ulterior la Bruxelles.